Salutare, bine ați venit la Tea România. Eu sunt Alex și astăzi o să avem un pic ceva diferit pe acest canal. O să vorbim despre fan projects în diferite jocuri și despre niște știri din universul Warcraft. Prima dată o să începem cu un proiect făcut de niște fani, chiar interesant, aș putea spune, și vă recomand să-l încercați, fiindcă deja primele 4 episoade au apărut și le puteți descărca. Îl puteți juca doar dacă aveți Warcraft 3 Reforged cumpărat. Proiectul se cheamă Warcraft Chronicles of the Second War și se axează pe misiunile din Warcraft 2. Deci dacă ați jucat Warcraft 2, de data aceasta puteți juca într-o nouă versiune. Aceștia au creat unele clădiri și unele misiuni chiar de la zero, ceea ce este impresionant. Și au refăcut vocile unor personaje, au schimbat o parte din misiuni, le-au implementat chestii noi și este chiar mișto. Aceștia au o pagină de Facebook, vă recomand să o accesați, chiar și de YouTube, unde au diferite clipuri în care arată unități, cum ar fi piticii din diferite clanuri, ba chiar pe Medan, fiul lui Mediv. Proiectul este chiar foarte interesant, chiar au căutat și actori să refacă vocile lui Durotan sau lui Ogrim și aceștia și-au propus ca să facă toate misiunile din Warcraft Tides of Darkness și din expansionul Beyond the Dark Portal. Deci vom avea toate misiunile din Warcraft 2 în Warcraft 3 Reforged, dar va dura ceva timp. Vă recomand să-l descărcați și să-l jucați și să lăsați un feedback creatorilor acestui mod. Un alt lucru făcut de un fan este proiectul Warcraft 3 Reforged, în care un fan a decis să refacă campania lui Thrall diferită față de cum a fost prezentată în jocul original și chiar este foarte bună, deja a făcut câteva misiuni și mi se pare că a început deja și cu misiunile de la Humans, deci un lucru chiar foarte bun. În alte știri vreau să vă anunț că deja se va lansa World of Warcraft The Burning Crusade Classic pe data de 1 iunie. Deși trebuie să cumpărați jocul, costă cred că 39 de euro. A fost primul expansion, dacă nu știți, a fost lansat în anul 2006, deci a trecut aproape 15 ani de atunci și chiar sunt nerăbdător, fiindcă a fost primul meu contact cu World of Warcraft. Am jucat și un pic de clasic, dar Burning Crusade a fost primul meu joc mainstream, adică jucam foarte multe ore și... În alte știri vreau să vorbesc despre patch-ul 9.1, ce urmează să fie lansat în World of Warcraft Shadowlands, în care continuă quest-ul și vom vedea ce se va întâmpla cu Anduin și cu Sylvanas. Eu cred că se va întâmpla ceva semnificativ, dar fiindcă l-au făcut pe Anduin un fel de Arthas, nu cred că va avea același dezlundământ, nu cred că va muri la fel cum a murit Arthas. În schimb, Sylvanas a fost transformat într-un Geroș, adică era ok și avea cauze nobile și după aia s-a schimbat complet. Ok, chiar după atâtea expansion-uri, sunt curios ce se va întâmpla cu ea și dacă se va termina povestea lui Sylvanas, fiindcă deja din ce expansion a fost destul de importantă? Cred că din Mist of Pandaria a fost în continuu prezentă, dar mai ales în World of Warcraft Legion și în Battle for Azeroth a avut chiar rol central. Deci vom vedea ce se va întâmpla. Cam acestea au fost știrile și lucrurile pe care le-am vorbit despre Warcraft. Vă aștept cu comentarii și spuneți și voi ce se va întâmpla după părerea voastră în universul Warcraft și chiar vă rog să verificați acele proiecte din Warcraft 3 Reforged, fiindcă se merită, sunt chiar bune. Eu sunt Alex și până data viitoare, salut!